În această săptămână s-a decis la Iași eliminarea în totalitate a comerțului cu legume și fructe din spațiile neautorizate. Astfel, comercianții de pepeni care se plimbau până acum pe străzile din oraș nu vor mai putea vinde aceste fructe. Deci, Primăria Municipiului Iași dorește să elimine aceste activități de pe raza municipiului și lucrul se face în parteneriat cu Direcția Agricolă, Inspectoratul Teritorial de Muncă, cu ANAF, Direcția Vamală, OPC, DSV, pentru că, pe lângă faptul că există aceste locuri de vânzare neautorizate, sunt foarte mulți minori folosiți la activitatea de comerț. Sunt foarte multe situații în care acești vânzători comercianți nu prezintă documentele fiscale, nu prezintă documente de origine pentru marfă care trebuie afișate și de asemenea este o activitate cu evaziune fiscală ridicată.